iau bicicletă, vă rog. Așteptați un pic. Aștept. Relegat, civilizat, dacă ocazia delegației oficiale, SRI-ul, probabil SRI-ul, i-a tăiat lacătul. N-a tăiat bara de care se ținea, o bară totală inutilă de un perete. Tăiat lacătul meu, mai bine să distrug un bun privat decât o chestie inutilă din dotarea CFR. Era o cutie poștală sau nu știu ce era de bara aceea se ținea. Și mi-au tăiat lacătul scump. Acum mă gândesc să pun la cheltuială statul să răspundă pentru fapte. Mai ales că eu eram prin preajmă. Mă învârteam cu casca de biciclist tot timpul. Trebuiau să mă fi văzut polițiștii și paznicii. N-am văzut să filmați în birou de poliție. Dar nu sunt în birou, sunt în hol. E tot birou de poliție și aici. Nu e birou, aici sunt doar pereții goi și informații de interes public. Dar nu aveți voie să filmați. Unde scrie? Păi, vă spun eu unde să scriu. Trebuie să evocați o lege, doamnă, pentru că eu mă bazez pe drepturi fundamentale, pe Constituție. Șeful meu va veni 10 minute și să vorbiți direct cu el, că am înțeles că aveți o problemă. Da, vreau să-mi dați o dovadă că ați tăiat la gătă. Șeful meu va veni 10 minute și îl aștept. Da? Îl aștept. Okay. Bine. Și că nu-i voie de filmat în birou de poliție. Dar se respir, se poate. Șeful ei va veni în 10 minute. Brigada antitero. A tăiat lacătul la bicicletă și acum nici măcar nu vrea să dea un document, o dovadă că ei au tăiat. Înțeleg, da, eu vreau să-mi apăr bunul privat, bicicleta, să-mi dați o dovadă că asta e... Da, da, dați-mi un document. Ce să aștept? Ce să aștept? Dacă nu mă ascultați... Și-mi dați un document? Doamne, deocamdată, dumneavoastră, tulburați o liniște. Nu mai tulbur. Mi-a stăiat bicicleta. Vreau să mă lămâi. Apropiați prea mult de un anumit obiectiv și nu o să vă lăsăm să vă apropiați acolo, da? Deci vă rog eu frumos. Îmi dă cineva un document pentru bicicleta distrusă? Pentru bunul distrus? Bicicleta dumneavoastră va fi predată, da? Ia-i la poliție, dar e cu lacătul tăiat. Vreau să știu cine l-a tăiat. Puteți să mergeți la poliție să o ridicați. Dar eu vreau dovadă că mi-a l-a tăiat cineva lacătul. Deocamdată, deranjați o anumită activitate pe care o face poliția. Cum o deranjez? Prin faptul că vă apropiați prea mult de un anumit obiectiv păzit de noi. Rămân aici, dar dați-mi cineva... Dați-vă mai în spate, vă rog. Cât de în spate? Unde erați înainte să vorbim cu noi? Păi și pe aici am trecut adineauri. Bine. Îmi dați cineva vreun document, vreo dovadă? O să dovadă în momentul în care vă luați bicicleta, bine? Păi poliția a zis că nu-mi dă. Să-mi dea cineva, antiterul sau cine a tăiat. Aveți toate variantele să vă adresați statul român. Vă rog, rămâneți acolo și nu mai provocați scandal. Nu provoc scandal, dar documentez. Și o să arăt statului român că încalcă drepturile omului. Îmi dă cineva un document, o dovadă că au tăiat lacătul. Nu înțelegeți că nu aveți legătură cu poliția, nu vine a tăia poliția. Nu am ce să vă dau, eu. Păi și ce să fac? Cum să... Eu am înțeles, dacă ați luat telefonul ăla și nu mă filmați, poate discutăm, da. Eu v-am spus și e drept. Păi nu, eu secret nu vreau să fie varianta oficială ce prevede legea. Varianta oficială v-am spus că nu v-a luat-o poliția și nu am ce să vă ajut. Vă aduc la cunoștință că în acest moment sunteți filmat, inclusiv dumneavoastră. Bine. Și cu ce pot să vă ajut, cu altceva? Nu am vreau ce să vă dau eu, nu a greșit poliția cu nimic, nu v-am luat nimic eu. Nu măcar am ce să vă dau la mână. Un proces verbal de predare a bicicletei, nu? Ca să am dovadă că am luat-o de la poliție. Eu am înțeles, eu ca să vă fac o dovadă că v-am predat bicicleta, vă dau fix așa cum este. Da. Eu nu am altceva să vă dau. Da, așa, să-mi spuneți că e cu lacătul tăiat. Nu am ce să vă dau eu așa ceva, nu v-am tăiat eu absolut nimic. De ce nu înțelegeți, păi, asta? Noastră ați primit-o cu lacătul tăiat, așa și spuneți eu că ați primit-o cu lacătul. Nu am pus eu acolo, nu am pus mâna eu. Dar cum o să dați proces verbal când mi-o întoarceți? Un proces verbal, când întoarceți, exact, o bicicletă și un lacăt tăiat. Așa o scrieți acolo, nu? Haideți, vă rog, să-mi dați bicicleta, că stau deja de mult timp aici. Mă rog, închideți telefonul și merg și cu dumneavoastră. Dumneavoastră tot trebuie să aveți asta tot timpul pornită, camera, nu? Că închideți telefonul și mergeți. Poate vreți să mă dați după colț să mă bateți, nu? Comportament de poliție. Închide telefonul și după aia mergem. Poate mă dați după colț și mă bateți cu pompieri împreună, că tot le par și lor suspect. Stat polițienesc.
Bine că n-au tăiat chiar bicicleta. Cadru. Oprește camera. În timp ce el trebuia să o pornească, să aibă și el dovadă. Îmi zice, oprește camera. Nu, că rămân aici, în colț. Aici este sediul de poliție. Aici dacă rămân, nu, așteptați afară cu telefonul, aveți, vă rog frumos. Aici nu aveți bine, voie. Bine, dar scoateți-mi dumneavoastră bici. Aici am voie. Aici... Nu aveți voie, v-am explicat foarte clar. Dacă doriți să plimbați, aici e spațiu public. Nu, nu este spațiu public. Dar ce e aici? Este anticamera biroului de poliție. Și veți accesa. În anticamera aveți date de interes public. Adică nu aveți nimic secret aici. Foarte frumos. Dacă doriți să filmați, nu am nicio problemă. Dați-mi, vă rog, bicicleta. Dați-mi, vă rog, bicicleta. Comportament de mafie. Și cum sunt înarmați, oricând poate le spară că ești periculos, te împuște. Sau să primească ordine și te împușcă. Fără nicio zvâcnire, fără nicio ezitare. Și ei, și jandarmii, și poliția locală. România e stat polițienesc. Și aici societatea civilă parlamentează, discută. Cum să facem, să părem civilizați. Mai ales când vin delegații oficiale. Stau toți în poziții de drept, aranjează bine ajutoarele umanitare. Curăță, spală WC-ele, bagă și prize pentru refugiați în sălile de așteptare, dar prelungitoarele cele nu sunt conectate la curent electric, doar așa, de ochii lumii. De pe timpul lui Ceaușescu știm să mimăm activitatea și ajutorul. Să ne prefacem, vopsim și iarba să-i pară frumos șeful. Bine, mulțumesc. În zona administrativă înțeleg, dar aici în hol nu e nicio problemă. Am întocmit o dovadă, am scris bicicleta tip semicursieră, culoare neagră, inscripționată așa. Și așa. Un sistem antifur de culoare neagră tăiat. Perfect. În baza așa, perfect. V-am dat un număr de înregistrare. Ca să nu fie vina dumneavoastră, să aflăm după aceea vina dumneavoastră... cu era. Așa vi s-a predat dumneavoastră. Trebuie să-mi semnați aici. Așa s-a predat la dumneavoastră. Și pe a doua, asta rămâne a dumneavoastră. Un exemplar, da. Și aici scrieți, am primit un exemplar și semnătura, vă rog. Ulterior, eu cred că puteți să vă îndreptați și online, petiție. Da, da, o să fac demersuri ca să aflu cine a tăiat. Așa. Eu o să-l facă demersuri, eu o să fac și un proces verbal, prin care o să specific cine mi-a predat-o, da, cum mi-a predat-o și că a fost predată către dumneavoastră, cum am primit-o eu. Corect, corect. Mai departe... Mersi. Tăiat lacătul. Coței, bandiții, teroriști. Să zicem că vii cu bicicleta la gara de nord. Afară nu vezi nici o parcare, nici un semn de acces pentru bisapete.
cel puțin de la intrarea asta, pe unde există rampă de acces, scaun rulant, inclusiv cu biciclete probabil. În interior niciun semn de parcare. Deci ești invitat să legi de orice bară. Aici trebuie să vin să mai registrez ca voluntar. Masă tot trenul interregio 1623, operație centrele călători, operator de stat, plecare cu direcția Brașov, Sibiu, pe află Caraci, Pasăra, de la linia Spanii. Acolo lângă farmacie am găsit un suport metalic de care mi-am legat ieri bicicleta. La brigada antichero mi-a tăiat lacătul. Să vezi că aici nu e loc de parcare, ok. Dar unde e locul de parcare? Eu credeam că ăsta e inutil și e bun de folosit ca suport de bicicletă. Aici era legat. Eu zic că nu, nu, du-te la peronul 14. Da, da. Omul care intră prima dată în gară sau vine la gară și vrea să-și lase bicicleta afară, de unde să știe chestia asta? Mai ales că eu de o lună stau aici și niciodată n-am văzut parcare de biciclete la peronul 14. Hai să-l căutăm. Ba mai mult, odată am legat bicicleta aici de un pilon și am întrebat de pompieri, de polițiști, de jandarmi. Și nu a zis nimic de loc de parcare, nimeni nu știe. Atât de camuflat, de ascuns e locul de parcare pentru biciclete, încât trebuie să-l cauți cu ăștia cercetași. Ei numesc asta loc de parcare. E total inutil, uite și omul n-a știut cum să-și lege bicicleta, că își distruge schimbătorul de viteză, frânele. Și nu e niciun semn că ar fi pentru parcat biciclete. Și chiar dacă ar fi un semn, e aberant. Eu n-am cum să leg bicicleta aici. Așa. Dar așa, o improvizație. Dar asta nu-i civilizație, dragi tovarăși, de la Gara de Nord și de la SRI și de la Brigada Antiteror.